Mama bebelușului decedat după ce ar fi așteptat ambulanța 2 ore acuză medicii de neglijență. Femeia, răvășită de durere, a acordat un interviu în exclusivitate pentru Moldova 1. Ea a spus că vrea să-și caute dreptatea în instanță. În replică, doctorii spun că ambulanța a ajuns mai greu din cauza numărului mare de solicitări. După decesul bebelușului de 4 luni, mama copilului, Galina Coropțova din Durlești, nu își poate găsi loc. Femeia tot timpul ține în mâini un copil improvizat. Galina Coropțova spune că a așteptat ambulanța 2 ore. Am așteptat, vedem că nu mai vine și nu mai vine. Eu da, mă plângeam în gura mare, el tot mai tare se simțe rău. Și am mai sunat de 3 ori, 2 ori am sunat salvarea și 3 ori am sunat la linia fierbinte și o crăit sora mea și a spus, oare și țară, trăim în iad. Am scos copilul afară, că eu vedem că copilul meu nu mai rezist. Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, echipa a ajuns cu întârziere din cauza numărului mare de solicitări. Solicitarea la acest copil a parvenit la numărul unic 112 la ora 20:36 de minute în data de 30 ianuarie și au fost transmis echipii în gestiune la ora 21:46 de minute. Echipa era pediatrică, era la solicitare. Directorul Spitalului Clinic Municipal pentru Copii numărul 1 spune că bebelușul a ajuns la instituția medicală fără semne vitale și în pofida eforturilor medicilor de a-l resuscita, copilul a murit. Copilul se afla în moarte clinic când a ajuns la spital. Medicul care l-a resuscitat... Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a deschis o anchetă pe marginea acestui caz. Locuitorii capitalei sunt îngroziți de cele întâmplate și spun că de cele mai multe ori ambulanța ajunge cu întârziere. Bunica s-a necat cu bucățică de carne și n-a venit plătim salvare. Tanția, adică a sunat la 112 și da, și a spus că deja a primit. A trecut 20 de minute, nu vine salvare, e iarăși a sunat și spune că e în drum. Iarăși peste 20 de minute deja a venit, a fost târziu, a spus băieții de la salvare că nu pot să facă nimic. În ceea de vreme, copilul iese în timp ceva mai gravă. Potrivit autorităților, aproape 70% dintre persoanele care sună la 112 țin liniile ocupate pentru a se amuza.